În primul rând, în cadrul proiectului Educație prin Coaching, mi-a plăcut să experimentez farmecul de a fi în mijlocul unor oameni care simt și gândesc altfel. Oameni care cred în ceea ce foarte mulți ar numi imposibil sau, mai rău, chiar nebunesc. Ceva de genul, auzi, să schimbi școala românească doar prin cuvânt. Sunteți cumva coborâți din romanul lui Cervantes? Care dintre voi e Don Quixote? Ia uitați-vă câte mori aveți de doborât. Dar cu voi și între voi, parcă am câștigat așa curajul să răspund. Da, doar prin cuvânt. Căci fără cuvânt, nu ar fi existat absolut nimic. Primul impuls a fost, hai să vedem care este rețeta secretă a succesului pentru obținerea bacalaureatului. Voi, coachii, ne-ați învățat să colaborăm. Am intrat în acest proiect încercând să eficientizăm activitatea, să creștem rezultatele, să implicăm mai multă lume, să primim un ajutor din afară, de fapt. Am aflat în timp că ajutorul vine tot de la noi și că sunteți doar niște pietre pe care să ne sprijinim. Am sesizat că în ultima perioadă relațiile de colectiv și relațiile profesor-elevele, profesor și părinți s-au schimbat foarte mult. Am promovat mult mai mulți. Și sper în continuare să fie la fel și acest proiect să ne îmbunătățească atitudinea față de școală și atitudinea față de domnii profesori și de materii. Nu mi-a venit să cred că mai există vizionare în lumea asta, mai există visători, mai există oameni care visează să schimbe ceva, pentru că la urmă urmei de acolo a pornit proiectul, în învățământul românesc. Coachingul este complementar procesului educativ. Noi vrem doar să putem să schimbăm cultura și să aducem acel spirit al liceului viu. Am învățat de la voi, coachii, să spun ceea ce simt eu și ce mi s-a părut foarte important este că nimeni nu a râs, nimeni nu a judecat. Educația prin coaching, care în străinătate a dat rezultate, poate însemna ceva la nivel de schimbare a relațiilor interumane. Elevii trebuie ascultați să participe activ la tot ceea ce înseamnă activitate școlară și extrașcolară, pentru că implicându-i în acest fel, îi vom apropia. Primul lucru pe care pot să-l consider că este o mare reușită este formarea unei echipe pe care noi până acum n-am avut-o. Echipă formată din profesor, părinte și elev. Cu ei am reușit să facem lucruri pe care nu le-am mai făcut. Aici suntem în tot. Iar Zburd vine să ne cimenteze profesor, părinte, elev. Absenteismul a scăzut la jumătate după 1 ianuarie. Am întâlnit la Zburd niște copii care, datorită acestui proiect, au renunțat la a folosi droguri. Se zice că am aflat până la urmă un fel de secret. Și ne-am strâns noi aici ca un grup care reușește să pune lucrurile în mișcare. Un copil la un alt liceu a intrat cu 6-7 și a terminat cu 6-7. Nu văd niciun progres. Pe când aici vin copii care vin cu 1 la matematică și i-a dus la 5. Ai putut să ating mult mai concret problemele lor. Uite, eu am văzut la Cosmin frica lui de lucrare. El are o frică fantastică de lucrare, are frica de eșec. Ce m-a determinat pe mine să particip la Zburd a fost tocmai tendința asta de noutate. Înainte de a participa la Zburd, eram așa o persoană, bun, dădeam de un obstacol, spuneam, oh my god. Am ajuns la concluzia că, bun, de ce nu pot? Trebuie să văd fiecare pas și să văd ce trebuie să fac ca să reușesc, pentru că nu există, nu pot. Cum matematica este groaza noastră la bacalaureat, înainte, când dădeam de un exercițiu lung, spuneam, oh, nu știu. Și când încolo știam, chiar dacă nu știam exercițiul complet, o formulă, un început tot făceam și un punctaj tot luam dacă nu luam maximum. Profesorii sunt ca niște părinți care vor să ne facă oameni mari, să mergem, să ne încurajează, ne sprijină. Dacă vrem ceva, hai că te ajut, hai că facem dacă vrei. Sunteți minunați atunci când faceți ceea ce vă place. Change, learning, sharing and results. So those were really the main essence. Ei sunt profesori altfel deja,
noi le ușurăm un pic munca, le dăm acces la niște căi prin care, de fapt, să le permită mai mult elevilor lor și să aibă mai multă încredere în ei, că sunt pe calea cea bună și că, de fapt, e doar nevoie să creeze contextul în care elevii să se exprime. Și altă problemă la mine personal e, bun, iau bacul și apoi ce fac? Pentru că cred că asta e problema tuturor, ce iau bacul, oricum nu fac nimic cu el. Aici cred că e problema tuturor, nu numai a mea.